Dragilor, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Azi pregătim un blat de tort foarte pufos și cu puține ingrediente. Rețeta este una simplă și rapidă. Rămâneți până la final pentru a vedea modul de preparare. Începem cu cele 5 ouă care sunt la temperatura camerei. Le punem în bolul mixerului. Peste ele adăugăm și un praf de sare și începem să le mixăm. Le vom mixa timp de 5-6 minute la viteză maximă până când ouăle își vor triplica volumul. La jumătatea timpului de mixare, când acestea aproape și-au dublat volumul, începem să adăugăm treptat zahărul. După ce acesta a fost încorporat foarte bine cu ouăle, adăugăm și o lingură de esență de vanilie. Și după 6 minute de mixare, compoziția este gata, este foarte pufoasă și a triplicat volumul. Scoatem bolul din mixer pentru că nu vom mai avea nevoie să mixăm această compoziție și în continuare vom adăuga 3 linguri de ulei pe care le vom încorpora cu ajutorul unei spatule cu mișcări prin învăluire de jos în sus pentru a nu pierde foarte mult aer din compoziție. După ce a fost încorporat uleiul, vom începe să încorporăm și făina. Înainte o vom cerne și o vom încorpora treptat. Punem un sfert din toată cantitatea, o cernem, după care cu ajutorul spatulei o încorporăm foarte încet, tot așa cu mișcări prin învăluire. Este foarte important să nu pierdem foarte mult aer din compoziție datorită faptului că aceasta nu conține niciun agent de creștere. De fiecare dată când mai adăugăm o tranșă de făină și o încorporăm, nu insistăm foarte mult în a amesteca. Dăm cu spatula de 3-4 ori, după care adăugăm o altă tranșă de făină și o încorporăm tot așa. În acest fel nu vom pierde foarte mult aer din compoziție. Iar la final amestecăm foarte bine până jos la baza bolului pentru a ne asigura că nu au rămas resturi de făină neincorporată. Așa arată compoziția la final, trebuie să fie foarte fină și pufoasă. Acum punem compoziția în forma în care vom coace blatul. Eu am folosit una rotundă cu inel cu diametrul de 20 de cm. Am tapetat-o cu hârtie de copt atât la bază cât și pereții acesteia. Chiar pe pereți am lăsat-o un pic mai înaltă pentru că blatul în timpul coacerii vasui foarte mult și pentru a nu ieși din formă am lăsat hârtia un pic mai înaltă. După ce am adăugat compoziția, mișcăm puțin forma și o lovim ușor de masă, în acest fel vom elimina eventuale bule de aer din interior. Punem blatul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, căldură de sus și de jos pentru aproximativ 30-35 de minute. Puteți să-i faceți proba cu scobitoarea după 30 de minute. Dacă aceasta este curată, înseamnă că blatul este copt. Însă dacă vedeți că este puțin lipicioasă, mai lăsați-l încă 5 minute. Foarte important să nu deschideți ușa cuptorului în primele 20-25 de minute pentru că riscați ca blatul să se lase. Iar după ce i-ați făcut proba cu scobitoarea și ați văzut că blatul este copt și la interior, puteți să opriți cuptorul, însă nu scoateți blatul imediat, mai lăsați-l încă 5-10 minute în interior cu ușa întredeschisă. Așa temperatura va scade treptat, iar el nu se va lăsa. Blatul meu a fost gata în 35 de minute. Eu am oprit cuptorul și l-am mai lăsat cu ușa întredeschisă încă 10 minute în interior. Apoi l-am scos pe blatul de lucru, am deschis inelul de la formă pentru că el între timp s-a și răcit puțin, după care am putut să desprind și hârtia de copt de pe margini. După cum vedeți, blatul a crescut foarte frumos, este și pufos și se simte foarte ușor, ceea ce înseamnă că este foarte bine copt la interior și cât încă este cald, îl întoarcem și pe partea cealaltă și îl pe un grătar cu fața în jos. Îi dăm deoparte capacul de la bază și totodată și hârtia de copt și îl vom lăsa să se răcească așa pe grătar cu fața în jos. În acest fel vom evita ca el să se lase în mijloc. Este foarte important să facem toți acești pași pentru a obține un blat pufos și drept care nu se va lăsa în mijloc. Iar dacă vreți să pregătiți cât mai repede un tort, este bine să îl lăsați să se răcească complet, cel puțin 2-3 ore, după care puteți să îl feliați și să pregătiți tortul. Sfatul meu este să îl lăsați de pe zi pe alta, chiar să îl înveliți în folie alimentară și să îl lăsați la rece până a doua zi. În așa fel miezul blatului se va mai așeza și se va însiropa foarte bine. La sfârșitul acestui videoclip eu nu v-am arătat blatul tăiat, deoarece îl voi lăsa până a doua zi, pentru ca miezul să se așeze foarte bine, așa că vă aștept și la videoclipul următor, unde vă voi arăta o rețetă de tort foarte ușoară. Ei dragilor, până aici clipul de astăzi, eu sper că v-a plăcut această rețetă de blat de tort, foarte ușoară, foarte rapidă, după cum ați văzut. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și ne vedem la rețeta următoare. Numai bine tuturor!